Avem încă o dată bucuria să vă spunem bună seara. Sperând că ați avut o zi bună, ne propunem și sperăm să ne iasă să nu vă stricăm seara, dimpotrivă să fie una liniștită, așa cum cred că v-am obișnuit deja, nu aduc în fața dumneavoastră funcții, ci aduc oameni obișnuiți cu un Dumnezeu deosebit, oameni care au făcut ceva pentru Domnul, își propună să facă ceva în continuare, dar noi păstrăm lucrurile simplu și foarte practic. Am bucuria în seara aceasta să-i salut pe invitații mei, Daniel Mareș, Sorin Bădrăgan, bine ați venit în emisiune, mulțumesc că ați răspuns invitației. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Cu mare drag. Mă bucur să vă revăd. Și eu mă bucur să te revăd, Sorine, mă bucur că ai fost la noi și vei fi în continuare. O să începem cu Daniel. Încercam să le spun ceva nou. Toată lumea știe, deși noi privim așa la oameni mari pe care Dumnezeu i-a folosit și eu le spun, toți oamenii mari au fost la început mici, au fost copii, au avut părinți. Poate nu vorbim atât de mult despre părinții lor, care chiar au avut o influență asupra lor. Daniel, ceva despre familia în care ai crescut. Da, m-am născut și am crescut într-o familie de credincioși, în biserica din Curtici. Pe linia tatălui meu, aș putea să spun că am avut parte de o moștenire, ca să spun așa, religioasă extraordinară, dacă ar fi să vorbim despre asta. Bunicul bunicului meu, Marius Ilie, a fost unul din pionierii credinței baptiste în România. El, de fapt, a fost printre primii care s-au botezat în Curtici, a fost botezat de Mihai Brumar, cel care a și început biserica din Curtici, una din cele mai vechi biserici din țară. Pe linia mamei, am avut în familie mai mulți slujitori. Bunica a avut ca frați pe Ioan Truța și pe Petru Truța. Ioan Truța a fost păstor ani de zile la biserica Șega din Arad. Băiatul lui Ionel Truța a fost păstorul bisericii din Speranța. Iar Petru Truța a slujit o vreme și ca pastor în biserica Golgota din București, doar pentru un an de zile, în 1939 până în 40, și a fost directorul seminarului teologii baptist de atunci. În anii 40 a emigrat în Statele Unite, însă după 1965, când lucrurile s-au mai relaxat în perioada comunistă, aproape la 2 ani, altădată și anual, vizita România, iar cartierul general, ca să zic așa, era în casa bunicilor, în casa în care am crescut și pot să spun că din pruncie, într-un fel, casa noastră a fost ca o biserică, pentru că ori de câte ori venea el în țară, se adunau cu rudele și cei din biserică, aproape peste 100 de frați. Sorin, când îl aud pe Daniel, mă gândesc la fraza cu Avram, Isaac, Iasov. Știi care ar fi întrebarea mea? Poate ne ascultă, nu știu, o familie, un tânăr, care nu are nicio treabă cu bunic, cu străbunic, cu evanghelic, cu prăpădiți. Ce șanse au copiii ăștia, tinerii ăștia, care n-au o moștenire spirituală, o istorie? Vestea bună că Dumnezeul nostru ne dă o șansă fiecăruia, indiferent de parcursul nostru, până la momentul respectiv, de unde venim. Important este nu neapărat de unde venim, ci unde ne ducem. Și atunci, pentru oricine este o șansă. Cu siguranță pentru cei care cresc în familii care sunt familii bune, familii sănătoase, familii care au credință. Există avantaje. Există avantaje pentru că e un mediu în care ești expus Evangheliei și ești influențat de valori. Ești într-un fel ferit de un drum în viață care... Chiar dacă ne ascultăm noi 100%. Sigur că da. Și Creangă spunea, dacă e copil să se joace, dacă e popă să citească, dacă e cal să tragă. Deci copiii din familiile de credincioși să fie copii normali. Sunt avantaje, sunt și dezavantaje. Dezavantajul poate fi că te înveți cu lucrurile sfinte și le banalizezi. Da, și ratezi o experiență autentică a întâlnirii cu Hristos. Și avem, cred, și noi evanghelicii, copii care au crescut în biserici, care n-au conștientizat nevoia de pocăință reală, o întâlnire cu Hristos. Bine, aici știau că trebuie făcut ce
ăsta e lucrul ce trebuie făcut și atunci... Deci sunt avantaje și dezavantaje. Am și eu ofurile mele vis-a-vis de biserică. Nu cred că în mod voit, dar probabil dacă ne uităm în istoria bisericilor noastre, fără să ne dăm seama uneori și noi am apreciat mai mult experiențele acestea dramatice decât experiențele într-o normalitate. Și haideți să vorbim așa deschis, experiența bisericii. Vine un tânăr, un băiat, o fată în fața bisericii care a experimentat nașterea din nou, dar vine din păcate, din tot felul de mizerii și când el spune ce a făcut și unde a fost și în ce mocirile și când l-a scos Dumnezeu de acolo, biserica este, wow, aleluia, slăvit să fie Domnul. Vine un copil care a crescut cu o moștenire frumoasă și parcă și el e timorat. Adică dacă biserica aplaudă atât de mult că am ieșit din porcăriile alea, el spune, băi, eu n-am furat, n-am dat în cap, am mai fentat și eu, am mai făcut. Parcă și mărturia lui cumva îi se pare așa mai de second hand și nu spune, eu cred, asta e părerea mea, că așa ar trebui să apreciem noi pe cei care n-au ajuns acolo, ca ei când vin să spună, în timp ce mă bucur că Dumnezeu scoate din orice mocirlă, eu mulțumesc lui Dumnezeu că datorită părinților ca voi, bunicilor ca voi și unei biserici ca voi, n-a trebuit să mă pocăiesc de alea, m-am pocăit de astea altea. Obișnuiesc să le spun de obicei tinerilor că n-am niciun regret, că n-am apucat să am o mărturie atunci când m-am întors la 17 ani. Faptul că eu m-am născut în, și cam și voi de altfel în familie de credincioși, n-a făcut din mine automat un credincios născut din nou. Am trecut prin experiența nașterii din nou. Ca și copil am fost destul de... Tot ce a însemnat partea asta de bucuria vieții de joacă, nu au fost restrânse. Jocul preferat, dacă tot am povestit cum era la noi, când cei mari erau în casă și probabil mai cântau, se mai rugau, noi eram pe afară, rudele de la Rad și unchii de la Rad veneau cu mașini, se umplea aproape strada de mașini și găseam una deschisă, intram în ele și la un moment dat i-am umplut-o cu noroi și nu o să uite asta niciodată, unuia dintre cei care erau foarte pedanți. Da, până la urmă trebuie să înțelegem că faptul că ne-am născut și mulți din cei care ne urmăresc probabil pot să aibă o asemenea mărturie că s-au născut în familie de credincioși. Niciodată, și le-am spus tinerilor, n-am regretat că n-am avut o viață care să fie și o întoarcere atât de dramatică, cum spuneai, dintr-o mocirlă la păcatului. Sigur că toți avem experiențe ca și copii născuți în familie de credincioși, că au fost și pentru noi aceleași tentații ale lumii în care trăiam, așa, cu restricțiile comuniste de atunci. Dar, de exemplu, pentru că fusesem selecționat la școala de fotbal în clasa 5-a, visam să ajung un fotbalist profesionist. Fără să știu că mediul ăla era unul destul de poluant. Da, și mai ales că n-aveai voie duminica să joci fotbal. Asta și era problema. Să nu-ți povestesc că m-am dus la selecție duminica și eram de noroi din cap până în picioare și atunci tata mi-a zis, niciodată nu o să fii fotbalist. Sigur că ea nu știu ce nu m-au selecționat atunci în echipa fantomă sau faimoasă, dar a fost un regret la momentul ăla că eu, uite, aș fi vrut să fac fotbal profesionist. Și n-am scăpat de asta până undeva printre a 9-a 10-a, când eram la liceu și mă gândeam că încă pot să mă duc în direcția aceea. Adică, cum să spun, faptul că ai crescut într-o familie nu te-a privat de libertatea de a avea alegerile pe care ți le oferă. Și acum trebuie să recunoaștem și copiii celor din bisericile evanghelice au năzbâtiile lor, unde văd eu, nu știu dacă sunteți de acord cu chestia asta, Sorine, unde am văzut eu un pericol copiii credincioșilor cumva să se separe de ceilalți colegi, să nu facă prostiile împreună, că ceilalți sunt mai lumești, dar să fac aproape aceleași lucruri în gașca lor creștine și atunci le-am mai indulcit. Cum ți se pare chestia asta? Da, sigur. Oricum, ce vreau să spun este că și copiii din familiile de credincioși care au experiența convertirii, chiar dacă nu e dramatică, asta nu înseamnă că ei au ieșit de altundeva decât din morcirlă. Și aceeași transformă. Am vrut să mă întreb dacă pentru un copil bun convertirea care o face Duhul Sfânt e parțială, îmbunătățire sau e tot totală? E o transformare radicală. Adică noi vorbim de mort și viu. Exact. Care deci se vede și o văd cei din... Vă dau un exemplu. Apropo de credința care s-a sălășluit în bunici, în părinți și apoi în noi.
după ce ne-am întors la Dumnezeu, diferența între mine și fratele meu e de un an și 3 luni. Și mi-aduc aminte că bunica mea, despre care vă spuneam, a fost și rămâne pentru mulți din familia noastră ca un reper și de spiritualitate și de... Ea n-a vorbit foarte mult, dar a trăit suferințele ei cu care se confrunta, a trăit zi de zi cu Hristos și mi-au rămas în minte diminețile în care ne trezeam, pentru că dormeam cu bunicii, la ora 6, când ea se chinuia la radio să asculte predica fratelui ei, care era transmisă pe ultrascurte, sau seara, când trebuia să facem liniște. Ei, după ce ne-am întors la Dumnezeu, remarca ei a fost așa, îi spunea mamei mele, o cheamă Cornelia, Nelly, ce liniște e în casa noastră decât să-l pocăi băieții ăștia. pocăință autentică. Dacă tot suntem la capitolul ăsta cu copii care cresc, ce sfat așa, un gând părinților vis-a-vis de cum să-și trăiască ei viața, ca atunci când mâine, dacă mai ține Dumnezeu lumea și copiii lor vor fi în locul nostru, să spună și ceva frumos despre familie, ceva care i-a marcat în familia părinților. Ce ar trebui să facă părinții? Eu, dacă îmi dați voie, cred că un sfat pe care l-aș da acum și ca părinte și din ceea ce am avut eu ca și experiență este ca părinții să fie ei înșiși, să fie naturali. Să nu fie una la biserică și alta acasă. Să nu sunt pereți, nu sunt perfecți, exact. Nu sunt perfecți și nu suntem perfecți niciunii dintre noi, însă sunt convins că ceea ce taxează, mai ales tinerii din bisericile noastre și copiii. Și mai ales generația prezentă. Generația prezentă este ipocrizia, este fățărnicia. Să fii una la biserică și să pozezi într-un sfânt și să fie altceva acasă. Vă dau un subiect pentru tineret la care mă gândesc acum și nu trebuie să mă citați. Câte fețe are fața? Cred că ar fi interesant să-l discutăm. Acum Sorine, cu masca pe care o poartă toți și la serviciile divine. Noi purtăm mască de 200 de ani. Nu? Da. Cred și eu că e foarte, foarte important să fim autentici, dar să fim și cea mai bună versiune a noastră. Adică am mai auzit oameni care spun, păi ce vrei, lasă-mă că așa sunt eu. Și ca părinte e bine să fii autentic, dar trebuie să-ți dai toate silințele să fii un model. Pentru că sunt părinți care sunt autentici, dar dacă nu oferi copilului un model, să-i oferi copilului un chip, o imitare a lui Hristos, pe care el o va copia foarte interesant, fără să-și dea seama. Pentru că așa învățăm. Nu numai în primii ani, dar în general noi îi emulăm, noi îi imităm pe cei care sunt în jurul nostru. De aia e important că românul spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Și asta spune mai multe și despre preferințe, dar și despre ce devii. Cred că asta este un lucru important. Apoi, crearea unui cadru al dialogului. Nu mai merge să le predicăm copiilor și să le impunem copiilor ce anume să creadă și cum să fie. Generația asta la care tot facem referire e una mult mai complicată decât acum 30 de ani, chiar 20 de ani, când autoritatea putea fi impusă. Fă asta. De ce? Așa îți spun eu. Nu prea mai deci merge. Atunci n-a funcționat așa. Nu funcționa, dar era un respect altfel, față de... Wow, primeai acum, trebuie să dai argumente, trebuie să-l cucerești. Eu cred că deși mi-e greu și eu sunt părinte și înțeleg riscurile și deja îmi fac probleme că pe măsură ce trec anii... Păi asta e că e etapizare, știi? Una vorbești la 2 ani, exact. Alta la 4, alta la 14. Auzeam copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. N-ai crezut mari. Chestia asta. N-am crezut că am zis, mă, ce poate fi mai greu decât, mai rău decât să te scol noaptea la ora 2, deși eu cum dorm cam lemn nevasta să trezea, dar suferea unul din părinți. Deci copiii tăi nu prea s-au trezit noaptea, la nevestei tale. Da. Nici da, a mei. A mei au fost foarte cuminți. Da. Deci, când vorbim despre copii... Eu nu pot să spun asta. Dacă ar fi să dau din casă, cred că la frecvența cu care ne-am trezit e cam 50-50. Dacă no, cumva deci auzeam, având atenție distributivă, așa, e un defect și profesional, și auzeam orice... Mi-aduc aminte că Andrei, și dacă tot am deschis subiectul împreună cu Daniela, soția mea, suntem căsătoriți din 93, exact anul în care am intrat în lucrare. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu doi copii, un băiat care a împlinit
25 de ani pe 31 mai și o fetiță, 15 ani anul ăsta. Frumos, da, să vă trăiască. Mi-aduc aminte când am învățat și noi, ne-am gândit cum ar fi să îl obișnuim să doarmă singur în cameră și de pe la 6 luni ne-au sfătuit niște prieteni apropiați că ar fi bine să lăsăm să doarmă singur, dar lăsam ușa deschisă și mi-aduc aminte că într-o noapte îl aud, soția nu l-a auzit, n-avea cum să-l audă. Tată, dar așa încet în șoaptă, tată, dormi? Nu, Andrei, de ce? Am vrut să verific. A, nu, eu la mine cred că eram așa de aglomerat cu multe lucruri și stresat, în fine. Eu cred că Didina nici n-ar fi avut încredere să mă lase să-l schimb noaptea sau ceva, că poate îi puneam scute cu pe cap, îl asfexiam, nu meream. Deci bine că îl schimbați dintr-un pat în altul. Nu prea aveam unic, era interesant. Dar aș vrea să mă întorc un pic la observație făcută de Sorin și cumva să completez. Familia lor, fantastic, dar lângă familie, pentru mine a contat foarte mult ceea ce se întâmpla la biserică. Adică, eu nu cred că era zi din săptămână în care să nu avem vreo activitate. Într-o zi învățam la orchestră, în alta la fanfară și în alta făceam corul copiilor. Iar apoi misiunile. Lângă tot ceea ce au însemnat părinții, eu zic că a fost de o importanță crucială modelul învățătorilor de la școala duminicală de copii, pe care n-am cum să-i uit, pentru că i-a folosit Dumnezeu într-un mod extraordinar. Și ceea ce poate a lipsit la un moment dat, părinților au compensat ei. Ca să mă întorc la ce spunea Sorin, pe lângă acea autenticitate, e important să fii versiunea ta cea mai bună, dar e important dialogul. Cu câțiva ani în urmă s-a făcut un studiu interesant pe copiii din liceele baptiste, aici în București și cred că și la Timișoara. S-a scris și un studiu interesant. Ce s-a remarcat acolo e că diferența între copiii noștri, da, din biserici evanghelice și în special din bisericile baptiste și cei care nu sunt evanghelici și sunt din biserica ortodoxă sau sunt atei sau agnostici, diferențele în ceea ce înseamnă adicții și comportament care este, hai să zic, în afara principiilor pe care ei le învață din familie, nu erau foarte mari. Asta ne-a șocat. La un moment dat, cred că s-a și publicat articolul respectiv. Dar ce a reieșit de acolo și ne-a pus pe gânduri, și eu cred că am împărtășit la un moment dat cu colegii din comunitatea de București, cum să spun, surpriza asta, care n-ar fi trebuit să fie surpriză, a fost că, spre deosebire de aia din lume, cum le spunem noi, ai noștri au spus că vorbesc mai puțin și se confesează mai puțin părinților lor, că n-au curajul, n-au cultura asta a dialogului. Poate că asta a fost în urmă cu câțiva ani de zile, s-ar putea ca astăzi lucrurile să se fi schimbat. Dar aici este și un punct slab. Da, mă voi abține la lucrurile, da. S-au schimbat astăzi. Nu, eu am reținut de la tine chestia, aș fi de acord cu ce zic, așa sunt eu. Doar aș întreba, așa sunt eu în firea păcătoasă sau așa sunt eu în Hristos? Pentru că dacă așa sunt eu în Hristos, atunci e bine că așa sunt eu și mă schimb în fiecare zi după modelul lui Hristos. Vedeți, vorbim mult despre familie, influența familiei. Mi-a venit următoarea întrebare. Mă rog pentru copiii mei, încerc să trăiesc cât mai frumos posibil, nu desăvârșit, dar încerc să trăiesc frumos posibil deschis. Las deschisă ușa comunicării. Oare ar trebui și să-i întreb ceva despre o decizie a lor în relația cu Dumnezeu? Adică să stau de vorbă cu băiatul și să-i zic... Uite, ai ajuns la o anumită vârstă, totuși ai atâta informație, deosebești binele de rău, cunoști Evanghelia, ai în planurile tale așa o agendă vis-a-vis de împăcarea cu Dumnezeu sau nu? Sau doar să o las în seama lui și în seama Domnului? Acum, cred că lucrul ăsta e important să fie făcut ori de câte ori ne ridicăm ca slujitori, spre exemplu, să vestim Evanghelia, undeva trebuie să existe o invitație la o decizie, că de aia vorbim, ceea ce vrem să comunicăm, să spunem că e important să fie luat în considerare și să fie luată o decizie. Lucrul ăsta e valabil pentru orice împărtășire a Evangheliei de oricare credincios. Cu siguranță că în familie e nevoie să avem asemenea discuții, dar ele să fie precedate
de împărtășirea ale Evangheliei într-un mod mai puțin, nu știu, să nu zic violent, dar agresiv. Eu agresiv, încercam să evit și agresiv, dar uneori noi suntem agresivi. Fără să ne dăm seama. Fără să ne dăm seama. Insistent, da. Persuasiv. Da, copiii aud Evanghelia și la biserică aud. Și faptul că nu zic nu înseamnă că nu gândesc, că n-au frământări. Exact, și ei se gândesc la astea. Eu am văzut la fetele noastre, ei procesează lucrurile astea. Cred că e important să ne asigurăm și noi că îi încurajăm să citească și Scriptura, să avem timp de rugăciune împreună, să vorbim și la un moment dat pusă întrebarea, eu cred lucrul ăsta, dar e foarte important ca părinte să las pe Dumnezeu să-și facă treaba lui și eu să-mi o fac pe a mea. Uneori, nu numai în privința copiilor, dar și cu alții pe care vrem să-i vedem mântuiți, ne comportăm de parcă ar fi în puterea noastră să-i înconvertim. Asta e lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Aș lupta mai mult pentru copii în rugăciune. Le spun Evanghelia, mă asigur că sunt la adunare, ei o aud, dar să lupt mai mult pentru copil în rugăciune decât să fiu insistent și aproape să încerc să-l forțez să Vreau să spun din experiența mea că am trecut pe aici. În urmă cu vreo câțiva ani de zile și au fost vreo 2-3 ani la rând în care împreună cu familie din biserică am organizat tabere pentru familii. Și copiii au și fost condițiile în tabăra respectivă ca ei să fie separați și părinții împreună cu unul din invitați. La tabăra respectivă l-am avut pe Ted Tripp, cel care a scris Păstorind de inimă de copil. Da. N-o să uit și cu siguranță că dacă ne urmăresc familii care au participat la tabăra respectivă, ceea ce a spus el la un moment dat. Nu uitați că puteți fi cei mai spirituali părinți din lumea asta, puteți fi cei mai capabili și cei mai pregătiți din punct de vedere intelectual și pedagogic, să știți să lucrați cu copiii, dar când este vorba de convertirea lor, ultimul cuvânt și rolul decisiv îl are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și primul și ultimul cuvânt. Tu îți faci datoria ta, așa cum spune Cartea Proverbelor, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va fi mare nu se va abate de la ea. Aici trebuie să o luăm și ca promisiune, dar mai ales ca avertizare, că direcția pe care o dai pe aia se duce și harul lui Dumnezeu care o poate schimba, e adevărat. Dar mă întorc acum la întrebarea pe care ai pus-o, dacă trebuie sau nu. Eu cred că trebuie și ca părinte, așa cum spunea și Sorin, fără a fi insistent până la momentul în care copilul te respinge și nu vrea să vorbească cu tine, ci realmente atunci când îi știi deciziile anterioare luate. În cazul copiilor noștri, și Andrei și Naomi, dar Andrei, el fusese în tabără, atunci era un copil de câțiva ani și zice, tata, a fost cea mai fain tabără din lumea asta, era prima dată că am fost cu voi. Dar după aceea urma niște tabere cu adolescenții și tabere cu în cazul fetiței, cu alți copii din alte biserici. Pentru amândoi, momentul cercetării a fost în acel context și mi-aduc și acum aminte SMS-ul primit de la fetița noastră în urmă cu vreo câțiva ani de zile. Tată, sunt cea mai fericită din universul ăsta că i-am predat viața Domnului Iisus. Acum ea a făcut-o destul de vreme. Și n-am forțat, nici până la momentul are 15 ani. Au fost întrebări așa de tatonare. Cam câți ani ar trebui să ai când faci pasul botezului? Și am încercat să le zic, fără să vină vreo presiune. În cazul lui Andrei, și el luase decizia cu câtva timp înainte. Și au fost întrebări legate, dar până la urmă de la el a pornit cumva marea descoperire pe care el mi-a împărtășit-o. Că a crezut că trebuie să fie perfect când se botează. Și mărturia lui, de fapt, împărtășită cu alți tineri din generația lui, a fost una de mare impact, pentru că și-au dat seama că mulți se confruntă cu gândul ăsta. Măi, ca să mulți se trezesc la mărturia unora că... Da, și trebuie să fiu perfect și dacă nu sunt perfect... Mă calific și eu. Da, n-am ajuns la perfecțiune și asta m-a ținut pe loc vreo 2-3 ani după ce am luat decizia de a-L urma pe Domnul. Dar în toată perioada asta, cred că
Noi ca părinți ar trebui să-i asistăm mai degrabă, să fim asemenea unui antrenor care e atent la întrebările lor și la frământările lor. Vis-a-vis de părinți și vis-a-vis de soț sau soție, partener, când spuneam, nu ești Dumnezeul soției, nu ești Dumnezeul copilului, ești soț, ești tată. Și după asta am spus, Viorele, și dacă ai fi Dumnezeul soției sau a copilului, dacă Dumnezeu îi lasă libertatea, și dacă ai fi Dumnezeu, nu l-ai forțat, da? Sorine, noi acum suntem aici oameni, discutăm colegial, dar nu putem uita că suntem slujitori, până la urmă în slujire, avem câțiva ani de slujire. Uite o întrebare, dacă vrei răspunzi la ea, dacă nu, le-ai recomanda colegilor mai tineri sau care au copii, care intră în perioada adolescenței? Să vină un coleg de-al nostru, un păstor, și să aibă o discuție așa frumoasă, serioasă cu copiii, să spună, uite, dragilor tata, eu sunt păstor, eu sunt slujitor, voi ați ajuns la o anumită vârstă, până acum ați fost copii, nu v-a taxat lumea așa de tare, aveți grijă de acum ce faceți, că slujba lui tata e în pericol, adică dacă nu vă pocăiți, ce mai face tata mâine ca păstor, că nu mă mai calific? Uh-huh. Am avut asemenea întrebări. Și trebuie să recunosc că odată am spus-o, trebuie să fiți un pic mai atente, dar am revenit ulterior. Ți-ai revenit? Mi-am revenit ulterior. Am explicat încă de la început cam de ce nu era bine și nu neapărat doar pentru mine, dar am menționat că și în ceea ce mă privește pe mine era mai... Am revenit însă după aia pentru că mă tem că noi protestanții am înțeles bine cum e treaba cu justificarea prin credință. Ea e personală și viața fiecăruia este importantă. Dumnezeu respectă alegerile noastre și noi trebuie să respectăm alegerile semenilor noștri. Dar cred că în privința copiilor autenticitatea înseamnă să aibă loc și să greșească, deși nu ne dorim lucrul ăsta. Cred că dacă se creează un cadru în care putem, în care dialogăm, în care ei sunt abilitați, sunt capacitați de la început să facă diferență între bine și rău. Dacă au văzut în noi lucruri bune, șansele mari sunt ca ei să facă ce e bine încă de la început. Dar dacă se întâmplă altceva, atunci nu stă în puterea mea să... O să adaug și eu dacă vrei, dacă se poate, dacă Sorin mai e ceva de... Vreau să spun... Zic lucrul ăsta înțelegând care este miza, dar în același timp știți de ce mă tem? Mă tem că dacă toată familia este într-un fel obligată să urmeze un drum care este al meu, este și al familiei, dar mai târziu, un copil care este obligat să facă lucruri care poate ar fi de fapt niște copilării, e obligat să le facă fără să accepte, fără să fie în inima lui. Păi s-ar putea întoarce împotriva slujbei, împotriva bisericii, adică... Da, peste un timp s-ar putea ca el să, scăpând din sfera de sub influența mea, să facă lucruri mult mai rele decât, pentru că el a fost obligat. Dar în același timp, ce vreau să spun, este un echilibru între a recunoaște că e viața copilului și în același timp a-l ajuta pe copil să înțeleagă faptul că slujirea nu e doar a mea ca păstor, ci e a familiei noastre. Și noi în familie, ca familie trebuie să avem o mărturie, e și a soției care este partener, este ajutorul potrivit în toate, este și a copiilor. Da, și rugăciunea e ca Domnul să ajute să facă ce e bine. Noi depindem de Dumnezeu, adică și copiii păstorilor sunt mântuiți tot de Domnul Iisus Hristos. Și sunt păcătoși mai întâi. Și sunt păcătoși, dar faptul că s-au născut în familiile noastre. Am discutat cu mai mulți copii de a slujitorilor din diferite generații. Și dacă i-a deranjat ceva, au avut multe lucruri care l-au apreciat. Ascultați-mă, nu i-au deranjat că vin musafiri la orice oră. Nu i-au deranjat, unii au prins vremurile acelea în care nu mâncau nimic până nu termină musafirii.
Știu și cazuri în care au fost vremuri mai grele, în cazuri în care n-au mai apărut musafirii. Și a fost Paștele copiilor, domne, mâncăm noi macaroanele, n-au venit frații sau ceva. Deci unii au trecut, dar nu asta i-a deranjat. Știți pe unii ce i-a deranjat cel mai mult vis-a-vis de cei ce discutăm noi? Faptul că biserica avea niște așteptări de la ei care nu li se păreau legitime. Adică ce nu înțeleg câteodată oamenii din biserică? Un copil de slujitor la 3 ani are 3 ani. Oricum noi le spunem copiilor noștri, chiar dacă nu le spunem că tata e păstor, văd ei. Copiii noștri nu sunt chiar fraieri așa. Eu i-am prins pe mei, erau micuți, nu știu, și i-am prins așa. Nu le-am zis niciodată, am multe greșeli, de asta n-am făcut-o. Că am zis, ei nu trebuie să pocăiască că sunt eu păstor, ei trebuie să pocăiască pentru relația lor cu Dumnezeu. Și i-am prins odată și vorbea unul cu altul. Zice, băi, așa vorbim de parcă n-am fi prunși de păstor. Deci câte erau de micuți, oricum există presiunea, că ne aud în casă celelalte. Deci poate dintr-un punct de vedere ar fi ideea asta, lăsați copiii slujitorilor să fie copii. Dacă le atrageți atenția, faceți-o cu iubire. Pentru că Dumnezeu este Cel ce schimbă viața lor. Ai vrut să zici ceva și mă întorc la o întrebare. Da, ca să completez la ceea ce spunea Sorin. Cred că la un moment dat, dacă nu reușim noi ca părinți, compensează bunicii, în ghilimele. Că știu că ai mei de câte ori mergeau în vacanță la bunici, la curtici, li se aducea aminte, vedeți că sunteți copii de păstor și să fiți la biserică și așa. Oricum, ce cred că a fost un mare avantaj pentru noi, și iau exemplul nostru, este că copiii s-au născut în biserica în care slujim din 1993, au crescut în biserica asta sub ochii tuturor și niciodată n-am încercat să le spun, bă, voi trebuie să fiți, cum mi se spunea mie când eram mic, ca sfinții pe, nu înțelegeam noi ce aia sfinții pe pereți. După aia am înțeles că-s luați de la ortodox și aia nu zic nimic că sunt adică nu mișcă, da. Sunt deja canonizați. Ca sfinții pe pereți. Nu le-am spus niciodată lucrul ăsta. N-am pus presiunea pe ei că ei, prin comparație cu alții, ei au voie, voi n-aveți voie și așa mai departe. Pentru că, până la urmă, în biserică, copiii sunt tot copii. De-aia sunt grupele de copii și așa mai departe. Dar sigur că a fost un moment când au crescut și au început să înțeleagă anumite lucruri. Niciodată nu mi-am spus voi aia, nu că voi sunteți copii de păstori și așa mai departe. Adică, de ce să fie un dublu standard pentru... E valabil pentru toți copiii de credincioși, ceea ce e valabil și pentru voi. Însă, cel puțin odată, cred că a fost, exact cum spunea și Sorin, o discuție de genul slujirea în care suntem implicați. Și aici cred că a contat enorm de mult. Am încercat să-i conștientizez că nu sunt eu de capul meu în slujire. Că noi, ca familie, eu, mama și voi ca și copii, slujim pe Domnul împreună. Așa cum știm, cum putem. Și faptul că au înțeles de mici că suntem împreună în slujire, că nu e unul fără celălalt și că nu putem face de capul nostru slujirea asta, asta cumva i-a încurajat și le-a dat libertatea să și greșească. Dacă bun, dar să atunci spune eu nu. Dacă aș fi în papuciu unui copil la unui slujitor, aș veni și aș spune, bun tată, înțeleg că vrem, nu vrem, noi suntem în barcă cu tine, că Dumnezeu te-a chemat, noi suntem copiii tăi, așa. Nu, nici nu vreau să intru la capitolul neveste, dar oare n-aș fi ispitit să întreb ca și copil, bun, și mie ce mi-este din toate chestia? Adică tu care plătești prețul, vei avea premiu, biserica te apreciază, te mai votează 3 mandate, dar eu copilul care îmi duc crucea mea cu tine, eu ce câștig am la afacerea asta? Eu cred că marele câștig este, și ei au înțeles, fără să le spun, este că familia mai mare, biserica, pur și simplu i-a perceput ca pe copiii biserică, ai lor, și că într-un fel, dacă cineva a venit și a spus, nici nu știți ce încurajare să vă vedem pe voi, pe acum cu tinerii, cu adolescenții, și să vă vedem acolo pe amândoi. Pentru ei a fost o încurajare fantastică. Nu le-am spus-o eu, a venit altcineva din biserică. La București se mai dădea și câte o bomboană la fetele păstorilor. Da, se mai dădea. Da. Noi am avut și cu roșii la biserică, la Arație, când a venit și m-am gândit, păi n-au dat la toți copiii, dar a dat la copiii păstorilor. Da, așa, într-un șervețel. Așa, 2-3, dar dintre care unul, un bărbat la vreo 50 și ceva de ani, cu un retard mental, vârstă probabil de vreo 7 ani,
ori de câte ori se împărțeau bomboane, coriștii sau orchestranții la noi își serbează ziua și dau bomboane celor din orchestră sau cor și mai prinde. Și Dorel îi zicea, Dorel întotdeauna prindea, foarte drăguț, întotdeauna mi-aducea două bomboane pentru fetele noastre. Deci Dorel e și de bine. Dorel, da. Și mai păi, doi, trei. Apropo, mai erau cam toți avem cazurile astea în biserică. Știi ce mă frământă pe mine câteodată? Când zic, băi, Dorel a priceput. Ăia cu doctorate, nu? Și Dorel a priceput. Asta Dorela, tare mult îmi dă de gândit, că Dorel a priceput. Sigur. Dar eu aș vrea numai să fac o conexiune care cred că ar trebui să ne dea de gândit. Presiunea asta pe copiii slujitorilor și, în general, presiunea pe copii să fie ceva ce încă nu e chiar în inima lor sau să nu fie natural, sau nu fie sunt copii, pregătiți pentru așa ceva. Da. Vine, cred eu, din niște probleme pe care noi le avem. Pe de o parte, una teologică. Noi nu ne uităm, spre exemplu, la Domnul Iisus Hristos atât de mult în umanitatea Lui. Pentru noi, și asta are implicații mari pentru toată viața noastră. De-aia nu suntem naturali. Hristos pentru noi este mereu Dumnezeu. Nu-l ne-l imaginăm și nu-l aducem în mijlocul nostru pe Hristos ca Dumnezeu și om. El a plâns, a fost vulnerabil. Grădina Ghețiman se duce și vrea să fie cu Ioan, Petru, cu Iacov, vrea să ia cu cei apropiați, cercul de prieteni pe care îi aduce cu el să roage împreună cu el. Hristos este între oameni, îi iubește, vorbește cu ei, stă la masă cu ei. Această lipsă a umanității lui Hristos din mesajul nostru, din cherigma bisericii, duce la o cumva negare sau evitare a situației normale. A omenescului. A omenescului noi și noi toți pozăm în niște sfințișori. Totul este numai la superlativ, numai psalm și cântări de laudă. Viața de credință e o viață triumfalistă, e biruitoare. Bun, poate și așa am fost învățați. Știi cumva că un creștin nu greșește, că un creștin nu se ceartă, că exact. Și atunci trebuie să pozezi. E conectată la lucrul ăsta. Și apoi mai e un aspect, în mod special pentru slujitori, este și un fel de cult al personalității, dar i-aș spune cultul piedestalului sau fenomenul piedestalului. Iarăși simțim nevoia să-i punem pe un piedestal pe cei care ne slujesc, care sunt înainte. Onda, noi ne obișnuim acolo și ne place. E și plăcut pentru cine e acolo, dar este un risc foarte mare. Pentru că omul se apropie de tine și când își dă seama că ești normal, că poți fi coleric cum a fost Petru, că poți fi mai cu viteza a doua cum au fost alții, mai temător, mai stresat, că ești om, atunci oamenii pot fi dezamăgiți. Ori asta este o problemă pe care noi o avem și ne întoarcem la autenticitate. Și dacă a fost nevoie vreodată de autenticitate, e nevoie acum. Pentru că pe de o parte dezamăgiți, pe de o parte poate pot fi încurajați, pentru că dacă ei înțeleg că eu sunt om ca ei, ce mă face deosebit e harul lui Dumnezeu și o chemare specială, atunci ei spun, dom'le, stai un pic, că nu trebuie să fii un om special ca să trăiești principiul lui Dumnezeu, ci trebuie să fii un om normal, cu neputințe. Ilie, un om cu acelea slăbiciuni ca și noi, dar care perseverează și folosește harul lui Dumnezeu. Și eu cred că mai este o eroare pe care vrem, nu vrem, o facem adulții, să credem că accesul la Domnul Iisus e rezervat de la o anumită vârstă. Mm-hmm. Ne uităm în Evanghelie și Hristos îi pune pe copii în centru. Împărăția lui Dumnezeu este pentru unii ca ei. Dacă nu vă faceți ca ei, nu o vedeți. Adică noi am încercat cumva să-i băgăm în niște șabloane care oricum sunt deformate, ale noastre, că știm să pozăm frumos, că știm să arătăm ca sfinții pe pereți, dar restul timpului mai puțin ne vulnerabilizăm. Și eu cred că asta e o mare problemă, pentru că există așteptările astea de la niște copii pe care le avem ca de la niște adulți. Pe de altă parte, exact ce spuneai și dând exemplele respective, am avut situații în care dacă ai musafir, nu trebuie să... Și e o ispită pe părinți. Eu sunt convins, toți am trecut pe aici, ne place să ne le dăm cu copiii noștri,
a vrea să realizeze mai mult decât am putut noi, etc. Și până la urmă, un copil bine crescut atrage laudele de la ceilalți. Noi cumva ne uităm, facem din ei un fel de trofee. Ne putem hrăni din chestia asta. Da, exact. Din asta ne cultivăm oarecum stima de sine și aprecierea. Bă, dacă n-am fost eu, măcar ei să așa să fie. Eu am fost un... Așa, dacă am fost, pot să fie mai. Exact, știm, exact. Și atunci, cred că există problema asta. Niciodată n-am încercat să forțăm... și să pozeze altfel. Dacă erau mici și nu, stăteau cu musafiri la masă, că erau, își luau mâncarea, mergeau în cameră, mâncau aceeași mâncare, categoric, dar nu i-am adus. Au fost și situații când au stat, dar și-au cerut scuze că ei se retrag, că au mai au ceva de făcut. N-au stat să socializeze și să se întâmple cam povestea cu, probabil că o știți, cu păstorul care se duce în vizită și părinții o roagă pe aia mică de 4 ani să zică ea rugăciunea, ca să laude, să vadă, uite domnule, că avem fetița care a învățat rugăciunea, zice. Erau păstorul cu soția, zice, roagă-te, dragă, nu știu ce să zic, spune lui maică-sa, zice, l-a auzit pe tata. Și ăla zice, Doamne, i-a redus păște la noi astăzi. Exact. Eu mi-aminteam că exact la asta mă gândeam și la o vizită a unui păstor într-o familie. Care, e bun că se fac vizite. Eu am exact, da, ajunge vizită și vorbește cu familia și copilul ajunge, intră, bălvârtește pe ușă și îi zice, tati, știi șoricelul ăla pe care l-am căutat ieri? Da, au apărut din nou și am luat mătura și l-am prins și i-am dat. Și se uită și îl vede și pe păstor, pe fotoliu, părinții erau înlemniți și zice... Și domnul a luat acasă. Da. Haideți să, că văd că timpul ne presează puțin. Noi chiar am avea să discutăm multe și zic eu interesante, că asta este viața reală, nu numai viața regizată de birou și din cărți, este viața reală. Eu am rămas cu o chestie în minte, care dacă ați putea să mă lămuriți pe mine, poate îi lămuriți și pe alții. Și o să vă întreb un lucru, dar nu trebuie să-mi răspundeți. V-aș întreba... Credeți că eu am curajul să vin în fața lui Dumnezeu și când am greșit? Și bănuiesc că răspunsul este da. Asta m-a făcut pe mine să mă gândesc. Și am plecat de la tine, Daniel, cu ideea aceea copiii să aibă curajul să vină la părinți, să fie deschisă comunicarea în ambele părți. Și eu m-am întrebat odată ce mă face pe mine, ori de câte ori greșesc, totuși să vin în fața lui Dumnezeu. Și asta cumva m-a dus să mă gândesc ce i-ar face pe copiii mei când greșesc să aibă curajul să vină în fața mea. Pentru că eu cred că ideea aceasta a comunicării în ambele părți, deci eu personal, dacă aș avea un Dumnezeu care aș ști că mă urăște și de câte ori îmi deschid gura că am făcut o greșeală, mi-ar mai trage vreo 2-3, eu nu cred că aș avea curaj să mă duc înainte. Cred că m-aș ascunde și aș încerca să ascund, ferească, mă, să nu găsească. Uite, n-am avut niciodată senzația asta cu Dumnezeu. De greșit am greșit big time, dar n-am avut niciodată senzația asta că, vai Doamne, am avut curajul să mă duc înaintea Lui pentru că ce pot face părinții din partea lor? Nu este garantat 100%. Noi nu suntem la garantat 100%, noi vorbim, dar... Ce aș putea face eu ca părinte, ca cei din casa mea să aibă curaj să vină să discute cu mine și când sunt sigur că nu-mi va plăcea ce discută? Dacă nu, pe el, că văd că l-am încurcat și îmi place să-l încurc. Nu, mă gândeam că păstrăm ordinea. Ce? Fără nicio ordine. Eu o să vreau să spun câteva lucruri. Te rog și după aia. E o experiență care noi am exersat-o și e o fază hazlie cu fetița noastră, apropo. Asta de ne plac. Și o spun adeseori la conferințele de familii, când suntem împreună cu Daniela, o spun în predicile de la nunți, responsabilitatea mea ca și cap în familie, ca preot în familie, este să inițiez întotdeauna împăcarea. Fie că eu am fost cel care a greșit, fie că soția mea a greșit, eu trebuie să inițiez împăcarea. Așa, asta a fost o regulă cu care am pornit în viața de căsnicie. Creasul își bățaie ales. Și să vă spun un lucru care a fost foarte... am plecat de la pur și simplu acel verset arhicunoscut, să n-apună soarele peste mânia voastră, și mereu îmi venea în minte ideea că mânia e păcat când izbucnește prea repede, ține prea mult.
Și chiar dacă la început poate era greu, că apropo de ce spuneai, un slujitor al Dumnezeu, mi-aduc aminte că unul din profesori, eu știu, cred că fratele Talpoș era, spunea: domnule, să știți că dintre toți cel mai greu se pocăiesc pocăiții și dintre pocăiți cel mai greu se pocăiesc slujitorii și conducătorii pocăiților. Există oarecum un oarecare orgoliu în fiecare și parcă acele două cuvinte, îmi pare rău, sunt foarte greu de rostit. Ei, vreau să vă spun că asta a fost experiența noastră și a fost și cu copiii. Mărturisesc că au fost situații în care eu ca părinte am recunoscut că am greșit într-o anumită situație față de ei. Nu foarte multe au fost situațiile alea, dar ce au înțeles ei de mici a fost și uneori moștenim niște tipare din casă, din familia în care am crescut, ale neiertării a la lung. Și suferă relațiile și copiii fără, exact cum spunea Sorin, ne imită. Ei, noi am încercat să vadă și disciplinarea și cererea de iertare, pentru că așa cum spuneai, știu, îl percep pe Dumnezeu ca un tată iubitor și știu că dacă am greșit, știu că dacă mărturisesc păcatele, el este credincios și drept ca să mă ierte și să mă grețească. Deși mă taxează exact pentru păcat, dar și totuși că, am curajul să vin. Și am înțeles că păcatul ăla poate avea consecințe. El are încapsulat în ele niște consecințe pe care le voi suporta. Dar să știu că am iertarea lui Dumnezeu, mă simt eliberat. Avea fetița noastră vreo câțiva anișori și știa că a greșit și urmează că trebuie să existe și momentul ăla de împăcare. Asta a fost ca o regulă și soția a ținut foarte mult la ea. Și a fost atât de simpatică încât a zis: mamă, hai că vreau să te iert. Știa că urmează momentul ăla de cerut iertare și dat iertare. I-a spus ceva, e foarte greu să porți povara. Și perioada aceasta de când conștientizezi greșeala până primești iertare e foarte lungă și dureroasă, oricât de scurt ar fi. Deci dacă îmi spui chestia asta, cum să promovezi o atmosferă ca ceilalți să vină înspre mine și eu să mă duc înspre ei, poate că rezolvăm și o problemă între slujitori. Cum să știm noi slujitorii dacă am greșit sau ne-a greșit cineva? Să cultivăm atmosfera asta de a avea curaj să mă duc la celălalt, chiar dacă mă duc cu capul plecat, că nu pot altfel, că am greșit, nu? Cred că părinții au nevoie de smerenie în relația cu copiii. Păi numai cu lucruri grele dați astăzi. Da, 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 mă tem. Mă tem că e nevoie, și eu am spus uneori, din fericire, n-a fost nevoie de foarte multe ori să spun îmi pare rău, am greșit. Dar când s-a întâmplat, am făcut-o și față de copii, încă de la început. Folosim mereu te rog, mulțumesc, nici noi nu suntem valeții, dar nici ele nu sunt valeți. Deci am încercat să creăm un context, un cadru în care lucrurile astea au fost naturale. E nevoie de smerenie, e nevoie de un cadru chiar și prietenesc. Eu cred că, eu văd, pe măsură ce copiii cresc, relația se schimbă și dacă eu am fost autentic ca părinte, dacă sunt autentic, dacă am cultivat un dialog, un timp de calitate, vedeți, asta e altă problemă mare. La cât de ocupați suntem și la cât de infernal este ritmul vieții, nu ne facem vreme pentru relațiile esențiale, care sunt relații cu familia noastră, cu copiii, cu soții, soțiile. Cultivarea unui timp de calitate creează cadrul în care un copil se simte în siguranță să spună ceva, să mărturisească. Sau... Acum, e clar că mai mult cu mama, fetele mai mult cu mama, băieții mai mult cu tații. Depinde. Uneori, da, depinde. Sunt, depinde, da, depinde de vârstă, cred. De vârstă, și, da, și depinde și de maturitate, și de interese, și de personalitate. Da, cu bunici, da. Altor cu părinți, cu prietenii, chiar că indiferent cât de bună a fost relația, le e jenă să spună părinților, dar cert este că a avea un timp de calitate cu copiii le dă încrederea aceea că ei sunt ascultați și eu cred că e foarte important să comunicăm copiilor că ei sunt iubiți, indiferent de poate de
trăsnăile pe care le mai fac sau notele pe care le iau. Exact. Realizările sau nerealizările. Da. O iubire necondiționată, pentru că tot făceai paralela cu Dumnezeu. Dragostea pe care Dumnezeu ne-o dă e una ce nu ține seama de ce facem noi și cine suntem noi. Și da, e dincolo de noi. Asta da, ne face să... Da, dar un copil trebuie să simtă, să știe lucrul ăsta, că este iubit, este apreciat pentru ceea ce este el. Nu pentru notele lui, nu pentru mine, realizări. Pentru mine a fost o mare încurajare când am citit Iacov că Dumnezeu dă cu mână largă și fără mustrare. Adică Dumnezeu nu spune, a suta oară îți spun lucrul ăsta. Dragilor, nu știu dacă ne cunoașteți pe noi, pe slujitor nouă, câteodată ne se pare că știm să găsim soluție. Dacă nu găsim soluție, sigur găsim scuze. Și vă spunem de ce am făcut și dacă vrem chiar să vorbim cu oamenii duhovnicești, găsim și o scuză biblică. Știți care este una din scuzele mele? Apostolul Pavel scrie câte o epistolă lungă și apoi finalizează. V-am scris aceste lucruri pe scurt, dar când voi veni la voi, vorbim în detaliu. Nu știu dacă nu și-a luat Timotei concediu când a auzit că urmează partea mai lungă. Acum noi sperăm în seara aceasta că am vorbit puțin, adică Doamne câte am avea noi să vă spunem, dar ceasul încă o dată ne spune că răbdarea dumneavoastră s-a terminat. Ce aș vrea să vă spun, nu că trebuie să vă zic o concluzie ca și cum n-am fi vorbit destul până acum, dar am vorbit eu mai puțin seara asta, vă vine să credeți sau nu. Chiar inima lui Dumnezeu este una iubitoare și dacă față de alții mai găsim câte un motiv să avem rezerve, și poate uneori chiar avem dreptate, chiar nu văd ce ne-ar putea pe noi împiedica să venim înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem. Adică plecând de la adevărul că oricum Dumnezeu ne cunoaște așa cum suntem. Deci, dragii mei, indiferent unde sunteți, în relația cu soția, cu soțul, cu copiii, cu bunicii, cu biserica, cu slujitorii și mai ales în relația cu Dumnezeu, haideți să încercăm să venim înaintea celuilalt cu inima deschisă așa cum suntem, mai ales dacă este vorba de relația cu Dumnezeu, mărturisim unde suntem și de ce nu îi spunem lui și unde vrem să ajungem. Și dacă unii sunteți în situația în care spuneți, Doamne, eu aș vrea să mă duc pe stânca pe care nu pot ajunge singur niciodată, să știți că de aceea a venit Domnul Iisus Hristos. Chiar pentru aceasta a venit să ne ducă acolo unde niciodată n-am fi putut ajunge sincer. Discuțiile noastre libere în locul acesta, de fapt, au un scop. Să vă arătăm că și noi suntem oameni ca voi, dar oameni care am înțeles că Domnul poate avea milă de noi și când am văzut câtă milă și bunătate a avut Dumnezeu față de noi, ne-am gândit să vă spunem că aceeași bunătate o puteți experimenta aici și mai ales toți ne gândim la veșnicia glorioasă pe care ne-a adus-o Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Mulțumim că ne-ați primit în casele voastre, sperăm să rămânem în mintea voastră. Dacă ați învățat ceva din toate discuțiile noastre, mulțumiți lui Dumnezeu, nu trebuie să ne sunați pe noi, să ne apreciați. Dacă n-ați învățat nimic, vă spun eu ce puteți face. Rugați-vă ca emisiunea următoare să fie mai frumoasă și să nu-i chinuim pe alții cum v-am chinuit pe voi. Totuși sperăm că nu v-am chinuit. Mulțumim tare mult pentru timpul din seara aceasta. Multe ar fi de vorbit, dar cronometrul se oprește aici. Binecuvântări familiilor voastre și binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumim peste tot. Mulțumim.